Polițiștii secției de poliție rurală numărul 1 din Bogdănești au fost sesizați la finele weekendului că în comuna Baia a fost comis un viol. Când oamenii legii au ajuns la fața locului, au rămas înmărmuriți. Victima violului era o fetiță de numai 4 ani, lăsată de mamă în grija tatălui vitreg. În urma cercetărilor s-a stabilit că autorul violului este cel care trebuia să aibă grijă de micuță. Bărbatul a rămas acasă în cursul dimineții cu cei doi copii ai concubinei, în timp ce aceasta a plecat la cerșit. Femeia s-a întors acasă în jurul orei 3 și, deși a observat că fiica ei sângera în zona genitală, nu a reacționat prompt. Apelul de urgență a fost dat abia în jurul orei 22, atunci când bunicul micuței ar fi aflat toate cele întâmplate. Ieri, în jurul orelor 22, polițiștii secției de poliție rurală numărul 1 din Bogdănești au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că o minoră de 4 ani din comuna Baia a fost agresată sexual de tatăl vitreg, un bărbat de 25 de ani din localitate. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, stabilind faptul că în data de 15 ianuarie 2012, suspectul a rămas la domiciliu împreună cu cei doi copii ai concubinei. Aceasta a revenit acasă în jurul orelor 13 și a sesizat faptul că fiica sa prezenta urme de sângerare în zona genitală. Minora a fost examinată din punct de vedere medico-legal, concluzionându-se că a fost supusă unui agresiune cu caracter sexual. În urma probelor administrate, suspectul a fost reținut de polițiști pentru o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Lucrătorii primăriei Baia din cadrul Departamentului de Asistență Socială au reacționat foarte repede și au mers să ancheteze cazul. Referentul social al comunei a făcut și o scurtă prezentare a familiei. Familia este cunoscută în localitatea noastră ca o familie dezorganizată, o familie care practic, niciun membru din familie nu lucrează, se ocupă în mod deosebit cu cerșetoria, zilnic, din asta trăiesc, asta este situația lor. Lucrurile puteau fi și mai grave. Pe lângă fata care a fost violată, în acea casă mai locuiau încă doi copii, un băiat și o fetiță de numai 6 luni. Primii doi copii, deci fetița în cauză, care așa, plus băiețelul, nu este a concubinului, este al mamei cu un alt concubin, rezultat cu alt concubin. Ei conviețuiesc împreună de circa 3-4 ani, așa, și mai au un copil care este în prezent cu mama la spital, în vârstă de 6 luni, iar din cele auzite de la părinții mamei, rezultă că este însărcinată. Cât despre acești copii, lucrătorii de la Departamentul Social al Primăriei Baia fac tot posibilul să-i placeze în grija statului pentru a le oferi măcar o șansă în viață. Noi trebuie să luăm neapărat, și deja suntem în acțiune, o măsură de protecție pentru ca să fie instituționalizați, fiindcă în aceste condiții nu putem să-i lăsăm ca să trăiască în continuare. Mai ales în situația în care s-a întâmplat și un caz așa de grav cu concubinul acestei femei. Cei doi concubini trăiesc din cerșit și nu au solicitat ajutor social, motivând că pentru acei bani trebuie să muncească.